Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Unitatea este situată în satul Sasca Mică, comuna Cornul Lungii, la circa 17 km de municipiul Fălticeni, ceea ce face ca accesul la diferite servicii medicale, de aprovizionare, sociale, culturale, să permită o bună funcționare a centrului. Centrul dispune de clădiri noi, curate, igienizate, cu spații accesibile beneficiarilor. Unitatea corespunde normelor legale privind paza și stingerea incendiilor, prevenirea accidentelor, protecția mediului. Toate spațiile, utilitățile, echipamentele, dotările din unitate sunt întreținute curate. Cine suntem noi? Suntem o unitate de asistență socială, a cărei activitate are ca obiectiv asigurarea condițiilor unei vieți individuale și sociale normale pentru persoane cu nevoi speciale, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor individuale prin derularea unui program individual de recuperare, reabilitare și reintegrare a acestora în societate. Unitatea a fost înființată în anul 1962 ca un cămin spital, primind în timp diferite denumiri. În tot ceea ce facem, avem nevoie de înțelegere, dragoste, dăruire și timp pentru a le oferi persoanelor cu nevoi speciale un cadru familial și protector. Două case pentru beneficiari. Casa Oscar, cu o capacitate de 132 persoane. Casa Erica, cu o capacitate de 272 persoane. Pavilion administrativ. Primire vizitatori, bucătărie, centrală termică, spălătorie, uscător,
lenjerie, magazii pentru alimente și materiale, depozit combustibil, solarii, stație de epurare, stație de alimentare cu apă. Activitățile de ergoterapie desfășurate în atelierele de ergoterapie constau în efectuarea unei munci normale, cu rol educativ și recreativ, în scop terapeutic și de adaptare. Obiectivele urmărite sunt recuperarea capacităților de muncă în vederea asigurării unei autonomii cât mai aproape de normal, îmbunătățirea comportamentului motric, sprijinirea relațiilor interpersonale, cultivarea deprinderilor de muncă, respectarea programului din ateliere, a ordinii și disciplinei la locul de muncă, efectuarea curățeniei la locul de muncă, folosirea echipamentului de protecție, formarea și dezvoltarea simțului artistic prin activitatea de artă, efectuarea de activități muzical-instrumentale sau vocale, executate individual sau în grup, dezvoltarea dragostei față de natură, cunoașterea și recunoașterea plantelor medicinale. Beneficiarii își pot desfășura activitatea într-un mod plăcut în următoarele ateliere: atelierul de pictură, atelierul de sculptură, atelierul de cusături și lucrul manual, atelierul de croitorie, atelierul de țesătorie, atelierul de cizmărie, atelierul de confecționat lumânări, atelierul de tâmplărie, atelierul de tricotaje și fitoterapie.
Obiectivele noastre sunt dezvoltarea autonomiei personale, recuperarea handicapului în limita capacității reale a beneficiarului, integrarea și reinserția socială a beneficiarilor din centru, reducerea stigmatizării sociale, stimularea dezvoltării armonioase a personalității, creșterea gradului de implicare a familiei în actul de recuperare, diversificarea serviciilor de informare, educare, comunicare pentru persoanele cu handicap și familiile acestora, stabilirea unui dialog social activ cu educare, comunicare pentru persoanele cu nevoi speciale și familiile acestora, stabilirea unui dialog social activ cu familiile persoanelor cu nevoi speciale și organizațiilor non-guvernamentale din domeniul protecției sociale, responsabilizarea comunității în legătură cu problemele specifice persoanei cu nevoi speciale. Cabinetele medicale sunt dotate cu medicamente, materiale, mobilier adecvat, instrumentar medical în bună stare de funcționare